și este Napole. Cu EA. Napole. Așa, numai că jumătate din articol, eu mi-am, așa e Harman, mi-a exprimat democratic opiniunea și a zis Napoleonion cu I. Și ce-am, domnule, eu n-am avut nimic cu Napoleon, domnule, tu trebuie să înțelegi că în, în 1800 și... tovarășii din Franța, după ce și-au decapitat întreaga elită și după ce au scos pe Dubarry din mormânt, după ce i-au aruncat corpul lui Richelieu, revoluționarii, că așa făceau revoluționarii, se duceau în cimitire și scoteau pe ea. Nu l-au împușcat pe Ceaușescu, dar n-au mai scos pe nimeni. Nu l-au mai scos, nu, ai noștri s-au potolit. Așa, le-a trebuit un împărat să-i pună la loc, că era Franța făcută zob și în numele revoluțiunii și democrației. Bun. Ce se întâmplă? Pe mine mă sperie propunerea lui Macron. Aia cu trimiterea de trupe? Mă sperie rău de tot. Eu am să vă spun un singur lucru. Credeți că a fumat ceva? Sau nu, n-a fumat. A luat ceva? Nu. Eu am explicat în articol ce s-a întâmplat. Ce anume? Elita europeană, eco-europeană, cum îi zic eu, eco-democratică, e nebunită că își pierde sistemul de vasalitate construit după 1945. Da? Și drama este că își pierde acest sistem de vasalitate pe muzica marșului Victoriei Armatei Roșii. Pentru că mie mi-este foarte clar, din punct de vedere tactic și strategic, în Ucraina avem un stalemate, avem o înghețare de conflict. Rușii mai au, odată la 6 luni, iau câte un oraș de mărimea Brașovului. Ocupă câte un oraș de mărimea Brașovului. Ceea ce este enorm din punct de vedere teritorial. E și nu e înghețare, tocmai. Așa, e bine că dar acum, dar acum, Ucraina nu a mai, practic 2 luni de zile, nu a mai luat un metru pătrat din pământul furat de ruși. Asta e prima spaimă pe care o am. Asta îmi spune că armele, celebrele arme americane, franceze, germane, italiene, toate occidentalismele... Mamă, în ce formă sunteți! Așa. Mi-e teamă. Pentru mine și pentru fanii mei. Și pentru fanii dumneavoastră. Așa. Dumnezeu, se râde în hote de Harman aici la emisiunea Lutucă. Așa. Mie îmi spune că aceste arme celebre, aceste jucării cu care ne lăudăm, așa, căci suntem occidentali, Marius, tu, că noi, România, suntem occidentali. Sunt apă de ploaie, pentru ori nu au venit, și are Zelenski dreptate când urlă și țipă că nu i-au venit armele la timp, ori nu se face nimica. Vedeam ieri, îmi trimitea un prieten al meu, apropo din Polonia, ca să nu se zică, polonez de la adevărat, fost lider al Solidarnosc și are vreo 80 de ani omul acum, un prieten, acest prieten, da, să fie sănătos, bătut măr de securitate al lui Jaruzelski, băgat în bușcărie, în sfârșit. Acest prieten îmi trimitea câteva videouri făcute de soldații ruși, da? După cele 4 Abrahamsuri, tancuri americane distruse de către soldații ruși. Și spuneau așa: Dear President Bush, dragă domnule President Bush, President Biden, pardon, vă rog eu mai trimiteți tancuri, că ne cumpărăm o casă când îi dăm foc tancului dumitale, că ne dă, că așa a zis Putin, că le dă 1 milion de ruble dacă distrug un tank Leclerc, Abraham sau nu mai știu ce au mai trimis occidentalii. E, știți cât costă o casă cu pământ în Rusia? 500.000 de ruble. Și ei ce fac? Să adună vreo 5-6 soldați. Și o casă. Nu glumesc. Ca la loterie. Ca la loterie. Să adună câte 5-6 soldați în echipă și urmăresc tancurile. Și le dau foc, dar ceea ce este interesant este că nu-i omoară pe tanchiștii ucrainieni, îi lasă să fugă, că pe ei interesează dovada să ia banul. Deci, s-a ajuns la un fenomen în care acest război pe care noi îl considerăm un război fondator al noii puteri imperiale de la Bruxelles, că este un război fondator, și am să vă explic imediat cum este cu războaiele fondatoare, să fie luat în bășcălie. Păi și eu nu mai spun nimic în seara asta? Nu, n-ai ce să mai spui, că doar m-ai întrebat. Ce să mai spui? Dar ce la profustant, tu mai spui nici ceva? Nici n-am apucat. Profustant, vine cu calculatorul. Nici n-am apucat să întreb ceva și și-a făcut deja agenda pentru următoarele 2 ore. Noroc că la 9:05 trebuie să ieșim, că nu știu ce emisiune. Deci, nu mă mai chem le luăm pe toate, ore de astea la 45 de minute. Le luăm pe toate, nu avem o oră. Le luăm pe toate, da, chiar le luăm pe rând, pentru că sunt multe. Dar apropo de asta, vreau deci, doar... Și acum, Macron, ca să dau finalul acestui articol. Păi nu, Macron, pentru că dacă el vrea să trimită soldăței de plumb francezi, după ce Napoleon adevăratul, nu el, că ele sunt fals, după ce Napoleon adevăratul țipa unde-i șoricelul meu prin Kremlin, ca așa spune legenda, acum ăștia talibanii de astăzi
ai europenismului vor spune că fac propagandă rusă. Dar legendele din acel moment spun că Napoleon umbla prin sălile de la Kremlin și spunea unde e șoricelul meu, îl căuta pe țar. Așa. Mă sperie pentru că rusul numai atunci era un țar care credea în Dumnezeu. Astăzi avem un caghebist care ce a spus numai acum două zile despre Rusia și închid și intrăm în subiectele emisiunii. Nu, nu, că și ăsta că e Rusia este guvernată direct de Dumnezeu. Când ai mesianismul, când transfer mesianismul din religie în politică de stat, când spui că Rusia este guvernată direct de Dumnezeu, ai dreptul să apeși pe butonul nuclear. Și asta mă sperie. Bun, apropo de... de această ceaiul este la adevăratul ceaiul de la... Aici nu e vorba de a fi adevărat, ci de a fi foarte scump. Asta e rețeta la noi. Păi eu știu că la știi voi... că și la, pe la poezia, prima chestie nu e bun, nu foarte e bun, bun e foarte scump. E foarte scump. Cunosc. Aia cu bun, da, nu afli pe parcurs. Și în momentul dacă spui că e foarte scump, pe jumătate devine și bun. Da. Uite, apropo de ceea ce se întâmplă în, pe front și ce se întâmplă în Ucraina. Am luat de pe fiecare agenție... o știre legată de război. Da. Adică nu am făcut eu selecția mea să iau, să aleg numai unele și așa mai departe. De exemplu, o informație apărută pe Telegram și după aceea în toată presa, Rusia câștigă teren. Anunțul făcut la o zi după ce Zelenski a dat asigurări că înaintarea inamicului s-a oprit. Deci nu numai că nu e vorba de o contraofensivă, cum se vorbea, dar e vorba despre faptul că în fiecare zi afli o informație de felul ăsta. Altă informație, pe altă agenție. Care? Mai și nominalizează. Șeful CIA, da, fără ajutorul, păi, CBS News. Adică CBS, păi nu, trebuie să spunem de unde, CBS, ca să nu se zică că e Sputnik News. Sunt, toate sunt din presa occidentală, da, apărute, da, că nu citesc presa rusă. A, nu? Eu nici acum n-am înțeles. Uite, facem o paranteză, chiar m-am enervat. Și când ne spun ăștia că destabilizarea, că rușii... Spuneți-mi și mie, domnul, da, profesor, domne, cum ne destabilizează pe noi propaganda rusă? La mine n-ajunge nicio informație, în afară de interviul lui Putin la Tucker Carlson și alte... Eu nu citesc nicio... Păi stai că nici n-ai cum. Sputnik nu poate fi accesat. Nu de Sputnik, în general nu citesc. Niciun fel de presă, bun, rusă nu cum? Poate fi accesat oficial în România. Că ne anunță în fiecare în zi mai mari zile că să fim atentă. Voi știați că noi... La propaganda rusă. Da, voi știați că sub Nicolae... N-avem de altul, e clar. O clipă. Voi știați că în epoca lui Nicolae Ceaușescu, a marilor antene care bruiau Europa Liberă, noi ascultam evenimentul zilei, să zic. Noi ascultam Vocea Americii, BBC și Europa Liberă, nestinjeniți de nimeni. Iar în epoca democrației și capitalismului total iohanist, noi nu putem accesa site-urile de limbă rusă la ordinul Luam.com și democrației de la Bruxelles. Voi vedeți înșelătoria, amarnica înșelătorie, ar spune Nichita Stănescu, dar nu-i de dragoste, ci de politică acum. Amarnica înșelătoria unei democrații care nu numai că nu-mi dă voie să ascult sau să citesc opinia celuilalt, dar îmi interzice tehnic să o fac. Ceea ce la Nicolae Ceaușescu, la Stalin, la Gheorghe Gheorghiu Dejul, unde intrai în pușcărie pentru că ascultai sau colportai, cum era acuzat. E bună precizare. Așa? Puteai să o faci. Dom'le, cum ajunge propaganda la noi? Păi eu asta întreb. Că nu există propagandă, da? Dumnezeu să-l ierte fostul deputat care a murit, care era șeful Sputnik România, să aibă România noroc de asemenea propagandă rusă cu prăpăditul de a muri de COVID, Dumnezeu să-l ierte, cum, că Dumitriu, că nu venea așa, care a fost directorul Sputnik România, da? Care lua efectiv din stânga și în dreapta și nu știa cum să le mai mermelească. E adevărat. Hai să trecem la o chestie lumească pe care eu am citit-o. Ce ai, domne, cu lumeștile? Eu sunt cu Manunachi. Eu am trăit la Caracal, noi nu aveam curent. Voi mai aveți curent pe aici. Da, noi mai avem, da, da. Și apă caldă când se dădea, tot se ne striga și veneam repede într-o jumătate. Da, vă striga repede. Parlamentul European interzice centrale de apartament. Da. Și termenul e până în 2040. 2040, da. Spuneți-mi și mie, domnule, eu aud de 20 de ani încoace pe toată lumea că să nu mai fim la sistemul ăsta centralizat, da, că ne chinuim să ne facem centrale de apartament. Păi și acum se interzic? Da.
Hai să spun care este. Eu eram la o televiziune concurentă. Concurentă. Noi nu avem concurență. Da, noi nu avem concurență. Am mușcat-o pe asta, așa. Așa, da, bun. Așa. Și am o emisiune acum câteva luni despre problemele de termoficare din București. Așa. O emisiune care... Înseamnă că aveți și mea asta treabă multă dacă discutați. Da, da, nu. O emisiune care vreau să spun că era ca nisipul dinții. Și stau eu, da, păi cum să cronțănești două ore într-o vineri seara când eu aveam emisiuni care... Despre sistemul de termoficare. Dom'le, stăteam ca orice parcă moderator care se vedea geniul televiziunii, cum Larry King al televiziunii, exact. Așa. Stăteam și mă gândeam, Dumnezeule, cum o fac? Și la un moment dat, producătoarei mele geniale, eu am avut o producătoare absolut genială în respectiva televiziune, există și astăzi, nu? Adică nu că am avut în sensul că așa... Da. Îmi spune, zice, auzi, trebuie să-l invităm pe un domn. Noi mai rețin numele, de fapt nu-i mai dau numele. Dânsul a fost directorul la Termoenergetica, așa se chema, cea care dă pe țavă, cea care asigură apa caldă pe țavă. Zice, și vezi că el vine de la Uniunea Europeană și știe și face și drept. Și începe o discuție, este Hopincă, prefectul Bucureștiului, da. Mai este un primar de sector, mai este nu știu cine, mai sunt ăștia care știau, așa, eu încercând să fac scandal. Dar nu era televiziunea mică, unde au avut loc toți ăștia? Așa, ba nu, era o televiziune mare, că eu aveam câte 5 în studio, acum, nu mă insulta, că la tine nu intră 5, la mine intrau. Așa. Mă, dar eram mică și deja sunt la miezii 6. Așa. Deci, eu eram ca la bogații, eu aveam mulți invitați întotdeauna. Am înțeles. Așa. Bogații cu bogații, da, săracii, și săracii cu săracii. De-aia voi bogații nu o să exact. Ne înțelegeți pe noi. Ei, voi săracii de la Caracal. Pe noi săracii. Așa. Stai să-ți povestesc. Dom'le, și l-auzim pe tipul ăsta care a construit socialismul în termoficare. Și Dumnezeu sănătate. Care ne spune, ce, păi stați o clipă, ce, noi avem același sistem ca Moscova de termoficare. Păi zic, dacă e copiat după sistemul centralizat moscovit. Da. Ce să știți că Europa iubește sistemul ăsta. Dom'le, noi să cădem de pe scaune din studio. De ce? Iubește? Zic, cum iubește? Ce? Da, zice, să știți că proiectul este ca toate marile orașe să aibă sistem centralizat, comunist. De ce? Că vine noul imperiu eco-democratic de la Bruxelles și zice, a, nu, șefilor, noi l-am împușcat pe fraierul de Ceaușescu și poporul român a fost jefuit 34 de ani. Marius Tucă, 35 de ani a fost jefuit, da? Și ne-am trezit că trebuie să alegem nemțălăi de Sibiu, președinte care se duce la NATO. Dar revin și la povestea aia. Dar acum vrea un dictator sau o dictatoare, în curând neutral, sexuală, vrea. Ajungem și la subiect. La Bruxelles să ne taie, să ne dea. Cum dădea Ceaușescu apă caldă de ne chemau părinții. Hai bă că a venit apă caldă să faceți duș. Nu e nicio glumă. Și încă o dată, omul era foarte serios. Că asta este soluția viitorului. Și noi să crăpăm în studio. Ce e cu ăsta, da. Bă, ce are băiatul ăsta de ne învăț? Cum adică revenim la comunism? Păi iertați-mă, Marius Tucă, dacă ni se mai impune și formula aberantă, că de-aia zeci de mii de apartamente n-au apă caldă de ani de zile pentru că trebuie să refacă aceste țevi nenorocite și statele nu au bani, guvernul României nu are bani, primăria Bucureștiului nu are, dacă se revine la formula comunistă, bolșevică, sovietică, ordonată de Bruxelles, păi tată, de ce am dat jos comunismul? Eu întreb serios, vreau război în Rusia, atunci de ce Dumnezeu a mai dat jos URSS-ul, bă, fraților? De ce ne-am bucurat că suntem democrați, dacă noi vrem război de agresiune occidentală împotriva Rusiei. Că n-am ajuns acolo. Da, știi, păi nu, anunță Macron. Dacă ăștia visează țavă centrală, adică ce? Să vie după aia șefii de ecolo-democrații de la Bruxelles să ne spună, bă, consumați prea multă apă caldă, consumați prea mult gaz, consumați prea multă căldură, iar reduceți-vă voi, dar știi care e problema? Ceaușescu făcea economii să plătească datorii. Ăștia să salveze natura. Nu, ne vor băga în epoca de piatră. Păi da, acolo trebuie să ajungem. Funciarmente distrugând societatea umană. Trebuie să lași pârloaga, nu trebuie să mai cultivi. Exact, fără ca să facă ceva. Ne vom lupta cu șerpii. Da, ne vom lupta cu șerpii și cu urșii. Domnul profesor. În piața Victoriei. Știți ce mă deranjează la chestia asta? Da. Trebuie să vă dau dreptate, din păcate sau din fericire. Da. Că occidentalii ăștia... Da. Nu au avut 50 de ani de comunism cum am avut noi.
Eu am avut 50 de ani de consumatorism. Au avut bună stare și așa mai departe. Păi și în România, când să facem și noi o pârtie, nu putem să facem nu, să... că trece ursul pe acolo. Nu trece, nu, ursul trece, că bine, nu mai există hibernare. Da. Că popândăul nu știu care și insecta nu știu care și nu ai voie. Măi, românii săraci, după ce au început și ei să aibă niște bănuți și să-și facă o centrală proprie, da, să nu mai depinde de Nicu Paris. Da? Măi, ai văzut totuși, iartă-mă. Sau de doamna Armand. Nicu Paris a ajuns marele candidat. Da. Dar n-ai văzut plângi. Că madame Armand, cea care țăpa cu lupta anticorupție... Să vină DNA. DNA să vină să ne ia. Să ne ia, așa. Când a luat-o DNA-ul, a zis că e politic? Nu, și a zis că sunt judecători corupți. Ăia nu sunt buni judecătorii corupți. Păi nu, judecătorii care judecă progresiștii de tip Drulă, Armand, ăla de la Brașov. La Voiculescu, ăla, nu. Judecătorii care îl judecă pe ăla de la Bacău, că e tot de-a lui. Bacău, da, așa, așa, care l-au ridicat, l-au săltat, așa cum îl cheamă, așa. Ăia e corupți. Păi toți judecătorii, n-ai înțeles? Nu, n-am înțeles. E prima regulă în România. Toți judecătorii care îi judecă sau procurorii care se ocupă de dosarele lui Drulă, Vlad Voiculescu, sunt corupți. E primul aliniat. Aia e primul aliniat la progresism. Corupții nu sunt la noi, de fapt ăsta e, sunt întotdeauna la voi. Da. Trei? Deci asta e. Da. Și treia care este? Românii spuneam... Să reconstruim comunismul cu apa caldă. Nu, în 5 ani. În 5 ani, da. Pentru că am încercat să deconstruim în 35. Exact. România au ajuns la concluzia, mai ales în orașele mari, da, au strâns niște bani să-și pună centrala proprie. Ca să nu mai depandă de Nicu Paris. Vin ăștia și spun, totuși ar trebui aici, în fruntea guvernului, cum zici uneori și așa mai departe, cum zice profesor Harman, băi frate, să vină, o spune, măi e Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, Ursula. Măi tanti, sau cum îi zici. Tanti Ursula. Băi, noi avem 50 de ani, dacă nu 100 de ani case. În urmă, de frig în case. De nu furat făcut de către noi, stat. Nu ne-am făcut și noi o pârtie, nu ne-am făcut și noi autostrăzi. Nu, dar nu ne-am dus să facem... Nu ne-a lăsat Coldea să facem autostradă. Nu, dar nu ne-am dus să facem sex la San Moritz, nu ne-am drogat. Noi am învățat, domne, pe frig. Sex la San Moritz noi am făcut. Noi vorbesc de popor. Vorbesc de popor. Domne, nu ne-am dus. Nu ne-am dus să ne drogăm. Noi am învățat, domne, cu mănuși. Domne, eu aveam mănuși în liceul meu. Cu lampa de gaz. Eu aveam colegi care au stăteau cu lampa de gaz, că aveau nenorocirea să trăiască în comunism. Și acum vine ăștia democrații progresiști de la Uniunea Europeană cu tanti Ursula. Asta e deranjant. Nu este cumplit. Nu este cumplit pentru că noi am intrat în Uniunea Europeană, avem 100 de ani în urmă. Nu, dar noi am intrat în capitalism, n-am intrat în comunism. În capitalism nu am... Bun, odată că vine... Păi, poate acceptă ei comunismul ăsta. Nu, dar eu nu vreau să-l accept. Noi atunci trebuie să luptăm cu țările globală, capitaliste, chestii... atenție, care mai rămân... Noi trebuie să luptăm de două ori. Odată că împotriva noi... comunismului sovietic și acum împotriva comunismului de la Bruxelles. Și împotriva ideii că... Și nu, și să spunem, băi, noi avem 50 de ani de recuperat. Da, că noi n-am avut centrale de apartament. Nu, Noi n-am mâncat icre negre, am mâncat mămăligă. Mămăligă, urzici, da. N-am putut să ne facem că vine primăvara, că vine ceapa. N-am putut să ne facem o pârtie. Nici după 89 nu ne-au lăsat, nu ne-au lăsat securiștii să facem autostrăzi. Lăsați-ne pace. Suntem în Europa, nu plecăm, dar lăsați-mă cu sistemele voastre, că noi să le punem cu 35 de ani mai încolo. Păi nu, dar eu când țiu minte, eu la tot așa la o emisiune, la un post concurent... Să nu te mai duci la altă emisiune, nu există post concurent, mă rog. Așa, bun, așa. Eu am declarat acum un an, pentru că citisem... Eu am norocul că eu am niște sisteme de informare care mă anunță cam cu 24-48 de ore înainte. Voi între voi, bogați. Cam ceea ce mai zămislește gândirea genială de la Bruxelles, da? Da. Talibanilor democrație pro-bruselezi din București, vă rog eu mult, nu mă mai înjurați, că eu am dreptate când spun ce spun, așa că vă rog eu mult, uitați-vă în ochii mei și tăceți din gură. Așa, că avem și vreo 3-4 talibani în țara asta, chiar astăzi au dat niște interviuri, m-am apucat greață. Talibani? Talibanii democrație, așa spun. Știi, americanii când au înfrânt talibanii, cui au dat puterea în Afganistan? Talibanilor. Când vor înfrânge americanii și Rusia, o să dea rușilor puterea. În Europa, atenție, este o dramă uluitoare. Dar hai să mă întorc la discuția, care e foarte important. Eu acum un an anunțam când au interzis folosirea cărbunelui. Dom'le, și mi-au sărit talibanii de la SNSPA în cap, dar în cap. Ai un fetiș cu SNSPA? Nu, am un... Nu. Păi mereu mi-ați spus am de bă ăla, nu știu fetiș că...
cu trădătorii de țară care... Noi am avut Ștefan Gheorghiu de comunism, Academia Activiștilor de Partid Comunist. Ștefan Gheorghiu. Îl lua de la strung, analfabet, nu știa să scrie, să citească, îl trecea așa, grădiniță, nu, creșe, grădiniță. Harman, până și acolo era unii care știau mai multă carte decât... Fără discuții. Nu, dar ăștia majoritatea, așa. Venea la Ștefan Gheorghiu și devenea activist de partid, da? Cu munca de propagandă, cu munca de organizare, cum era specializarea, da? Bun. Astăzi avem un Ștefan Gheorghiu de capitalism. Se cheamă SNSPA. Unde? Ce ordonă? A făcut și nepotul meu. Tanti. Să uite copilul ăla începe să plângă. Foarte bine, da, să plângă. Așa. Păi dar-l cunoașteți. Mariusică. Săracul. Da, eu ce să fac dacă are și numele tău? Să plângă care e numele tău, nu care e celălalt exact, nume ca tine. Nu că a făcut el SNSPA-ul. Gheorghiu și, de rit nou. Eu am prieteni care au făcut așa, așa. Gheorghiu de rit vechi. Spuneți. Așa, și n-au plâns. Așa, au de, ba, nu, au devenit avocați, securiști, coldiști, în sfârșit, au devenit mari. Bun. Ce spune tantita de la, că e tantita, e mătușa ta, că așa s-a prezentat. Tanti Ursula? Tanti Ursula a zis da. Că e mătușa ta de a doua uitată. Așa, așa a zis la o recepție, că el știe pe Marius Tucă. Așa, e no. Tanti meu. Așa, tanti tău. Așa, tanti meu. Așa, că tantita Ursula, da. Ce dă pe gură și ce minte scot activiștii de partid și de stat de la Bruxelles, SNSPA-ul, adică Ghiță de Ridnou, da. Da. Execută. Execută. Deci cărbunele, cărbunele. Au venit, a venit talibanii peste mine și m-a părât rău o clipă la CNA. A venit războiul. Și nemții au dat drumul la toate astea pe cărbune. Și acolo nu mai e nicio problemă. Termocentrale. La noi le închidem. La noi le închidem. Una din marile crime pe care le face România în numele democrației europene și capitalismului european. Încercați să nu mă mai enervați, domnul Harman, în eu, timpul emisiunii. Eu nu mă enervez, uite, eu beau ceaiul tău foarte să nu mă mai enervați, că de enervat nu mă enervați. A, pe tine? Da, ce să... Aveți combustia internă și natura. Da. Haide, a trecut jumătate de emisiune și n-am apucat să... Vina ta nu e a mea, serios, ce da, păi, normal. Timpul e cel mai mare dușman al, exact. Al lui Ursula, da. Săracă. Domne, chestiunea asta cu candidatura lui Iohannis, înainte de a face unde, o analiză... La președinția României? Nu, și-a depus candidatura, primul candidat din istoria, din istoria NATO, care își depune candidatura, până nu și-a domnule depus nimeni. Domnule Băsescu, care nu-l suporta, a avut dreptate. Ce, domnule, n-am știut că poți să fii secretar general, se scoate la concurs. Fii și dumneavoastră, dacă poți aplica. Fiți un pic serios, dacă se poate, nu e, adică nu e obligatoriu. Credeți-mă că eu, primul ăsta care aspire la șefia NATO, care își depune candidatura. Nu, și domnule, de la Cotroceni. Mie nu mi s-a dat voie. Eu mi-am făcut dosarul. Harman a vrut? Să catindați? Cum? Păi dacă catindează profesorul de fizică nereușită... Dar ia depuneți-vă acum, domnule, jur, candidatura. Dacă candidează profesorul de fizică... Inspectorul școlar întâi. Păi nu, profesorul întâi. E titlul așa. Acolo, da? Uite, ce scrie jos acolo? Păi nu știu ce scrie, că nu văd, să-mi pun ochelari. Fost inspector școlar, caut păi nu. Job NATO. Păi nu, stai domnule, fost profesor întâi, că fusă profesor de fizică. Sună mai bine, inspector. Așa, după aia inspector, după aia inspector general, după aia primar, după aia ce a vrut, prim-ministru nenominalizat. Ce a vrut să spună autorul? Ce a vrut să spună autorul este, aici, ca să vin serios, să lăsăm gluma la o parte. Ori omul face politica Rusiei. Ori omul face politica Germaniei pentru a, sau, nu, pardon, binomului franco-german pentru a beli interesele americane în NATO. Așteptați că o să îmi dați dreptate. Prima posibilitate. De când visează putiniștii, dușmanii democrației, ecologiei, dușmanii capitalismului de la Moscova, aia să știți că sunt mai capitaliști ca noi, apropo, să distrugă NATO. Păi vă imaginați un secretar general NATO, domnul Iohannis, de statura domnul Iohannis, cu lenevia noase și zemefleaua fuduliei, ieșind și vorbind de teleprompterul să întrerupe încet. Confirmați. Și anunțând războiul de independență al puterii europene față de Rusia. Voi vă imaginați asemenea comandant de oști? Sincer, n-aș vrea. Bun. Asta e primul lucru. Deci ori rușii și-au găsit cel mai tare candidat când văzui că Ungaria, Bulgaria și alte țărișoare nenumite îl sprijină pe individ, am zis mâncați-aș gura, Bulgaria este provincie a lui Moscova de când s-a născut Bulgaria ea acum 1000 de ani. Mâncați-aș gura, a venit mare factura, așa. A venit mare factura la curent, da. Așa.
Ungaria, hai să fim serioși, dacă Ungaria este prietena, e prietena NATO, dar nu este prietena lui Rutte. Deci, Oromul este, e un proiect european rusesc genial construit, poate să fie prin Soros, prin Schwab, poate să fie prin toți globaliștii, pentru că rușii, să știți că au spion foarte buni la nivelul globalismului. Foarte buni. Poate să fie printr-o țară nordică, abia intrată în NATO. Deci, ori acest... Cred că îl suspectați de prea multe. Nu, nu, nu. Nu, nu pe el, domnule. A, pe înțeles. Aia care... Pe aia, că geniul e acolo. Da. Da? Ori a doua posibilitate. Franco-germanii sunt nebuniți că... Și acum intrăm în real. În politica reală. Nu e o televiziune necunoscută, nu știu, cu literă și cifre. Nu ești, dar iar ai lipsit din București. Din oraș, așa. Da. E în București o televiziune cu literă și cifre. Da. Așa. Cu trei litere și așa. Și e unul acolo care se dă analist militar. N-a văzut în viața lui armă. Armă. Da? N-a văzut în viața lui trupete. Da, el fiind prietenul soției fostului ministru al apărării, fostului și același timp prim-ministru și viitor candidat Ciucă, el fiind prietenul soției, așa, da, soția îl tot promovează ca analist militar. Mm. Dar, acum ca să ne întoarcem la... Păi soțiile astea fac, domnule. Da, 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 soția actualului candidat la președinția României impus de domnul Weber, da, așa. Dar acum să ne întoarcem la lucru serios. Bă, fraților, franco-germanii sunt nebuniți că este Trump. Și Trump le-a spus foarte clar, dacă nu faceți pace, adică eu vă voi propune o soluție. Ucraina nu vrea pace, bye-bye ajutor. A confirmat și Orban, a venit și a zis, vine da? Trump, nu mai dă... Nu, păi nu, dar Trump întâi nu va spune nu înainte și apoi să dea cu bombardeaua. Trump spune așa, eu voi discuta cu Moscova și cu Kiev să facă pace într-o zi, cum a zis el. Nu o fi într-o zi, o fi în trei luni, în șase luni, treaba lor. Dar îi pun la masă. Dar îi pun la masă. Dacă refuză, pe mine nu mă interesează. Eu în NATO nu voi mai da un dolar ca să sprijiniți Ucraina. Faceți-o voi, europeni. Cuplul de comici vestiți Macron-Olaf Scholz, Leberu și Napoleonul de carton, sunt înnebuniți că dacă Trump câștigă, și se pare că va câștiga, se pare că cifrele, și fac mari. O paranteză, nu, cifrele lui sunt Biden mari. Nu că sunt. Sunt umflate, sunt trebuie, mai mici. Da. Inteligența artificială trebuie să pună 50 de milioane de voturi lângă Biden ca Biden să câștige. Atenție! Deci inteligența artificială să pună? 50 de milioane de voturi la numărarea voturilor ca să câștige Biden. Deci bătălia se pare că va fi batjocură, adică se pare că ăsta Trump la ora actuală, conform datelor pe care eu... 50 de milioane înseamnă nu, totuși... Nu, nu, eu am spus inteligența artificială, domnule, inteligența artificială nu fură, domnule. Tu, inteligența artificială... Domnule, inteligența artificială nu fură. Dar ce face? Nu fură nimic, numără corect. Prostia naturală. N-ai înțeles. Am înțeles. Așa, n-am înțeles. Inteligența naturală este o instituție... e Ion al nostru, al lui Ciucă. Dar mă întorc. Continuați-vă analiza. Nebuniți, deci înțeleg, închid paranteza, cifrele lui Trump sunt la în jur de 90 de milioane de voturi la ora actuală. Adică, bătrâne, vorbim de vărăciune, vorbim de realități, de realități reale. Bun, mă întorc. Ăștia doi sunt nebuniți. De ce? Și acum intră profilerul din mine. Oameni buni, orice imperiu, orice mare civilizație, orice mare personalitate, orice om care a rămas în istoria umanității, a avut la bază, a câștigat la începutul vieții sale, un război fondator. Asta voiam să mă întreb, ideea războiului fondator. Alexandru cel Bun. Dom'le, a învins cel mai mare imperiu al vremii sale. Pe Darius și pe împăratul Darius al Persiei. Dom'le, l-a învins într-un hal, deci marele imperiu. De Nehal, marele imperiu pers, care a pus la Guagamela 300.000 de soldați. Oameni buni, voi realizați acum 2400 de ani să pui 300.000 de bărbați cu bâte și cu săbii de fier, că era finalul epocii bronzului. Atenție! Era finalul epocii bronzului. Nu vă pierdeți în amănunte. Guagamela e important. Ne dă afară din local. La Guagamela, foarte bine să ne dea afară. Ne mutăm la prăjituri și continuăm emisiunea. Deci, vă imaginați să pună Perș și 300.000 Darius, să pună 300.000 de soldați la Guagamela și să vie grecoteiul nostru frumos, Alexandru cel Bun, cel Mare, pardon. Să vie Alexandru cu 50.000 de soldați și să-l bată măr
și să pună mâna. Război fondator. Război fondator. Napoleon, războiul fondator care este? Înfrângerea Austriei. Este războiul fondator al noului său imperiu, care durează 15 ani. Înainte aveau războaiele revoluționare, că i-au atacat toți. Și aici toți. Care va fi războiul fondator? Războiul fondator al Uniunii Europene de astăzi. Este războiul din Ucraina. Ei vor să hijackeze, să fure războiul din Ucraina. Războiul de agresiune rus împotriva Ucrainei. Elita europeană vrea să-l fure și să-l facă războiul fondator al noului imperiu european, în care națiunile și statele... Dar nu cum? Ba da, cum? E o clipă. În care națiunile și statele suverane să dispară și să devină provincii. Și atunci șeful, una dintre cele mai sărăntoace provincii europene, Bulgaria. Franța, adică telea, domnul Macron propune crearea armatei care să asigure victoria în războiul fondator al noului imperiu ecodemocratic. E o glumă, domnule Har. Nu este nicio glumă. Asta e cum au anunțat Ciucă și Curareș Bogdan noaptea că am intrat în Schengen și a doua zi a venit la... Și a venit la liniștit la Cotroceni și a zis nu. Nehammer, da. Și a zis nein. Haide serios. Așa. Nu este nicio glumă. Și am păi să nu, spun nu, că ce. Ei vor asta e una. Asta e analiza lor. Asta e analiza. Păi și fără NATO? Fără NATO. Pentru că Imperiul European, eco-european de la Bruxelles... Vrea să se rupă de NATO. Nu. Vrea să de devină America. Putere egală cu cea a Americii, a prin Chinei cine, și a domne? Rusiei. Prin Scholz și prin Macron? Scholz și Macron, ăsta e visul prinților. În treia nu mai sunt nici, nu mai niciunul deci, dintre ei. Deci, nu, nici părerea mea e că Scholz nu va mai fi până în Crăciun. Ah, bun, el... Zi, el e pe... Până la... Așa. Paște e gata. Deci problema fundamentală este că dacă Rusia câștigă strategic, și explicam în articolul meu și o repet, dacă se pierde Marea Neagră, Odessa... Arrivederci. S-a încheiat strategic printr-o victorie fundamentală a Rusiei conflictul din Ucraina și știți ce va face Rusia? Ce? Va ține conflictul cât va dori ea până când Ucraina va veni în genunchi să ceară negocieri. Dacă vine Trump, Trump va dori o, să spunem așa, va dori o dinamică mult mai rapidă a negocierilor. Și repet ce a spus. Negocieri cu, între Rusia și Ucraina. Și Ucraina. Să facă pace, să-și împartă teritoriile. Mă rog, dar trebuie să stea și ei pe la masa asta americană. Ei vor asigura se poate, aplicarea. Da. Pentru că este clar că Minsk 1 și 2, celebrele acorduri contrasemnate de Germania și Franța, au fost minciuni. Este clar că nici Germania, nici Franța n-au dorit vreodată să... Cu acordul americanilor? Nu. Cred că americanii fără americani. Aici cred că americanii n-au fost de acord. Dar bineînțeles că o aveau pe Tory Newland, aveau mai multe lucruri. Deci, atenție, mie mi-a spus ceva în momentul în care, și o spun ca om care cunoaște sistemul american în profunzime, nu spun că n-am înunțime, am spus în profunzime, să nu se confunde cuvintele. Plecarea lui Tory Newland ne arată că elita americană s-a săturat de neoconservatorismul rusofob al lui Kagan, al lui Blinken, al băieților ăstora care au vrut război să învingă Rusia. Al războiului coordonat de atâta timp de vitorița da. Asta, să cum o cheamă. Victoria Newland nu a fost numită adjunct de secretar de stat. Și asta pe ea a insultat-o. Ea practic mai putea foarte liniștit să uite că trebuie să iasă la pensie. Că ea, de fapt, anul ăsta trebuia să iasă la pensie oricum. Dar ea, dacă era ajuns de secretar de stat, stătea încă 3-2 ani liniștită. Încă un an jumătate stătea liniștită. Fără nicio problemă, nu? Deci, aici toată drama lor este că elita americană transmite un semn elitei europene, care, de câteva luni bune, și asta un ochi avizat, trebuie să o fi văzut, dar bineînțeles că în România talibanii pro-europeni nici nu sunt în stare să vadă lucrurile, nu sunt în stare să vadă căpița de fân sau castelul din față. Elita europeană s-a despărțit strategic în obiectivele sale în ceea ce privește Ucraina decât de elita occidentală dar americană. Dar nu există elita europeană. Dar există. Cea care Scholz, ți impune o clipă. Macron, nu, n-ai înțeles. Cea care ți impune la Bruxelles să nu mai ai centrale de apartament. Lucrurile se pot schimba. Acolo e un parlament european care e de aproape 5 ani de zile. Da. Se mai schimbă componența, se schimbă lucrurile. Dar spune și mie. De când a ajuns Parlamentul European să ordone națiunilor suverane și statelor suverane? De când a ajuns Nento Rareș Bogdan să ordone... N-avem parlament, n-avem în afară de Parlamentul European, eu, n-avem și ăsta, Consiliul nu, da, European. Eu țin minte, conform Constituției României, așa. Singurul
reprezentant al suveranității naționale, care exercită suveranitatea națională, este Parlamentul României. Numai el are voie să dea ordine. Rareș Bogdan de la Bruxelles n-are voie nici măcar să ridice tonul. Cu sigartău, cu lălălău, cu bălălău, cu pălălău. Atâta timp cât sunt la putere, atâta timp cât care Ciucă... Care sunt la putere? Ciucă nu e la putere? Nu. Șeful PNL? Nu. Cum nu e? Păi nu e în coaliție cu... Nu, nu este la putere. Dar unde e? Păi s-a dovedit. Când l-au prins cu țarmaua în gură cu... cu sticla de vin aia scumpă? Așa s-a terminat. Petrus. Ostahi a plecat. Ostahi a plecat. Da. Nici n-am mai vrut să mai audă, iar Borza săracu, i-a mai spus că PNL-ul e prea mic pentru Borza. Da, domnule, sunt într-o coaliție, sunt la putere, da, știi nu, ce vreau nu, să spun? Bun, întrebarea se pune, da. Sau numai să vă întrebați și da. Văd că e o întrebare care deci, ca să închid, revine în mod repetat. Elita dictatorială de la Bruxelles are nevoie de un război fondator și îl caută. Este prea slabă ca să organizeze un război elita conducătoare, pentru că înseamnă Scholz, înseamnă Macron? Cine mai înseamnă? Italianca. Meloni. Io sono Giulia! Io sono Giulia! Scuzi, nu mai ții minte cum făcea? Pătă, dar... Din piticășenia mică, din piticul mic al istoriei Italiei, de la Cezar, de 1,82 m, la Io sono Giulia. Las că Napoleon n-avea 1,82 m. Avea 1,74 m, cum? Nu era 1,64 m. Nu, este adevărat. Păi nu avea 1,74. Aia. Nu. Bun, hai să ne întoarcem un pic. Hai să ne întoarcem un pic. Ce spuneți dumneavoastră și eu, e o temă pe care o repetat și de fiecare dată trebuie să recunosc că veniți cu argumente care sunt greu de nu, da, se întâmplă, adică combătut. Eu am n-apuc să termin o propoziție, da. Jur. Zim. Da, mamă, ce emisiune bună a fost înainte cu candidatul la Cluj, săracu, n-a apucat să spună nimic. Ai vorbit, Matu? Ideea e, nu m-a vorbit, am întrebat, glumeam. Bun, războiul fondator pe care să-l facă cine din Uniunea Europeană? Soldații europeniști. Care sunt soldații europeniști? Voi n-ați înțeles, se construiește identitatea europeană de tip sigartău, Rareș Bogdan, prin Subalac. Așa, da. Păi bun, e o glumă, haideți. N-ai înțeles, mă, nu mă lași. Să nu mă apucă să spun trei cuvinte. Mormintele. Așa. Nu mă las să pregătesc mormintele. Mm-hmm. După aia cheamă tu popii, rabinii, fiecare după religia lui. Mm-hmm. Deci, se creează identitatea europeană de tip sigartău, Ciucă, Iohannis, Rareș Bogdan. Fără centrale de apartament. Fără centrale de apartament. Cu pârloaga, cu fermierii. Așa. Mai puțin la ucrainieni, că eu voie, fără taxe. Dar eu vă atenționez un lucru. Știi ce s-a întâmplat între 1790 și 1821 în România? În provinciile, nu în România, Principate. În principatele române. Ce anume? S-a creat identitatea turcă. Identitatea culturală a Imperiului Otoman. Imperiul Otoman devenise în conștiință de sine. Și noi ne și vom... până în 1848... Tânăra generație română, care se năștea și ea în acel moment prin conștiința lingvistică, se ducea numai la Istanbul și la marile universități din Imperiul Otoman. Noi vom avea... Și au schimbat cu universitățile de la Paris. Exact. Deci ți-am îngropat pe ăștia. Da. Bun. Ți-am îngropat pe ăștia. Urmează tu să chemi... Nu, dar dumneavoastră de fiecare dată îi caricaturizați și spuneți că ăștia vor face un război fondator. Eu nu voi... Ursula eu face nu... război fondator. Da, 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 vrea pe Iohannis. Da. Bun. Păi, de-aia îl pune pe Iohannis să candideze la NATO ca să nu fie ales și să-i creeze platforma. Ăsta e stilul Harman. Acum 20 de minute v-am întrebat de Iohannis. Vreme de 20 de minute nu i-ați rostit numele. Deci Iohannis este exponentul militarismului european sau european, cum? Da. Adică militarism care vrea să facă un război fondator cu Rusia. Exact. Ne pufnește râsul, sincer. Nu ne pufnește râsul. Este drama. Păi este asta drama. Spun. Numai că vezi tu, și cum vedeți războiul ăsta desfășurându-se? A, că vedem totală, cu Ucraina. Nu, înfrângerea totală a Uniunii Europene, dispariția Uniunii Europene, a țărilor euro-europene, pentru că Rusia nu va ierta. Eu cred că totuși mai sunt oameni inteligenți în lumea asta care să... Dumnezeu, îi vezi? Nu-i văd, dar... Că la București așa nu-l văd, pe Ciucă și pe Iohannis. O văd doar pe Ursula. Pe Ursula, da. Lasă că celălalt are o abilitate Maia extraordinară. Sandu. Maia Sandu, foarte inteligentă. Eu zic că da, adică e o minte sclipitoare. E o minte sclipitoare. E adevărat. Să spui că cine mai la dispoziția războiului ucrainian împotriva Rusiei e... Dumne, apropo de războiul ucrainian, a apucat săracul papa. Da, să zică și el... Nu, a spus o chestie. Da, vine din partea bisericii, că nu era să zică păi pe mama lor omorâți-i până la ultimul. Nu, cum făceau popii britanici în primul război mondial? Cu cât ucideți, Dumnezeu vă va iubi. Deci îi trimiteau pe soldații
voluntari, da, se înrolau și duminica la biserică în satele și orășelele lor, britanicii auzeau următoarea frază: cu cât ucideți mai mulți nemți, cu atât Dumnezeu vă va iubi mai mult. Asta era biserica anglicană. Bun, că nu era papa să zică la fel, cu cât ucideți mai mult ruși, cu atât vă va iubi. Nu reacția ucrainienilor, că era tipică. Tipică, e normal. Mai aveau un pic și îl băteau pe papa și el ce făceau? Se duceau peste la Vatican acolo, și făceau. Da. Și declarația lui Stoltenberg, o știți declarația lui Stoltenberg? Nu, nu știu, ia te rog să mă spui. Deci domnule director, președinte, director general. De general, așa, da? Da, domnul Herman, domnule, totuși mi se pare, adică, el era într-o alianță defensivă, nu? NATO nu e alianță defensivă? Ba, da. Adică din câte știam. Așa știu și eu. Și ce zice după declarația asta, după scandalul de rigoare, că a sărit Zelenski și aia, toți ai lui. Culeba, băi, toți. Culeba, băi, papă, vezi de crucile tale. De crucile tale și de acatistele tale. Da. Stoltenberg, ucrainenii au nevoie de arme, nu de un steag galb. Da. Domnul Harman, iertați-mă. Secretarul general al organizației tratate, eu credeam pe ăsta, dacă nu deștept, nu îl credeam tâmpit. Pardon, de ce? Nu înțeleg râsul ăsta care e sarcastic. A declarat că nu este de acord cu Papa Francis, care a considerat necesar ca Ucraina să-și găsească curajul de a ridica steagul alb și de a negocia. De a negocia, adică nu dădeau nimic. Pentru a pune capătul războiului. Dacă dorim o soluție negociată, pașnică și de durată, trebuie să oferim sprijin militar al Ucrainei. Poftim? Da. Păi stai o clipă. Vorba domnul unui prieten nu are niciun nonsens. Nu are niciun nonsens, nici măcar nonsens nu mai are. Deci domnul Stoltenberg a fost activist marxist împotriva prezenței bombelor atomice americane în țara dânsului. Sora lui este chiar, a fost secretar general Partidului Comunist Marxist din țara lui dânsul. Da? Ei sunt neam de intelectuali marxiști. Adjunctul lui domnul Stoltenberg astăzi este fiul unui general de comunist din România. Cum îl cheamă domnul acesta Chelios? Cum îl cheamă pe adjunctul lui? Să-i zic românașul nostru. Adjunctul lui cine? Lui Stoltenberg de la NATO, adjunctul lui ăsta, Cheliosul. Cum îl cheamă? Numele ăsta care nu e reușită. Așa, domnul Joană. Este fiul lui tovarășul general Joană, da? Așa, dar acum să revenim la ceea ce nu ți-a plăcut chestia cu războiul fondator. Da, fratele meu, niciodată în viața vieților tale, nimeni n-a crezut. Merci. Nimeni n-a crezut vreodată, niciodată, că Alexandru cel Mare va învinge Persia. O clipă, că Cezar va trece Rubiconul. Da? Sunt războaie fondatoare. Ăsta se vede de la Paris, Napoleonul secolului 21. Ceea ce el uite este că Napoleon cine, atunci, domne, ăsta... Macron. Haideți, domnule. Cine? V-am căzut om serios. Păi eu sunt om serios. Vă-ntoarceți la războiul fondator. Da, pentru că e periculos. Pentru că noi îl vedem deja că sună, se întâmplă la nivel propagandistic. Voi nu vedeți că talibanii nu ne mai dau voie să mai criticăm Ucraina sau Occidentul? Domnule, mie mi s-a întâmplat la o celebră fundație. Aveam un taliban lângă mine și noi la fundația respectivă avem regulile lui Chatham House. Punem o poziție, două poziții diametral opuse. Știi că la Chatham House se așează la două amvonuri de astea de biserică, la două despărțituri de lemn și da, se înjură ăștia doi, cei doi candidați la poziții diferite, se înjură de n-ai treabă. Dom'le, și mă trezesc când eu încep să vorbesc, după ce îl las pe individ să vorbească ale lui, vrutele și nevrutele lui. Mm-hmm. Dom'le, după ce uite, a început să-mi strige, dom'le, dar să strige ca pe Maidan. Așa. E minciună, mincinosule, ești un prorus. Napoleon 1.68, v-am închis, gata. Nu e 1.68, e 1.74, este un mit. N-a fost niciodată așa de mic, băiatul. Ați cunoscut-o pe Vitorița? M-ați mai întrebat și am spus că refuz să întreb să răspund la această întrebare. Dar pentru tine, da, am cunoscut-o pe Torian Iulian. Și cum era? Am văzut o poză când era tânără rea. Și era rea ca om. Frumoasă ca femeie însă. Da, dar acum nu, a trecut aonică. Nici eu nu mai simt, atenție. Nu, asta în continuare, arătați foarte bine. Stați deci o secundă. Era o femeie de o inteligență rară, și dar ce și este că n-a murit, dar da, foarte rea. Bun. Avea o uite, apropo ei, de America, da. America... apropo de America. Însă o familie fenomenală, atenție, să știi că se ducea acasă după 12 ore de muncă. O să rezi aici. Aici nu poți să-i reproșezi nimica. Nicio. Se ducea și făcea de mâncare copiilor.
Doi copii de crescut, băiat, fată, umbla după ei, îi ducea de Yom Kippur, îi ducea, le cumpăra, atenție, le cumpăra cadouri de Yom Kippur, întotdeauna se întreba ce trebuie să-i cumpere lui fisa de nu știu ce, adică să știi că era o soție și o mamă, își suna soțul pe Kagan, celebru filozof. Da, dar nu trebuia să se bage în... Da, îl suna, ai mâncat, dacă rămânea acolo, ți-ai luat medicamentele, okay. Nu e nicio glumă, adică din acest punct de vedere nu poți să-i reproces. Dar să știi că a fost cea care a creat cel mai grav pericol pentru securitatea europeană este 2014, păi Maidan. De la Maidan care l-a creat. Știți că era un serial, un film celebru, un șerif la New York. Uite, acum vă citesc ceva că mi s-a părut extraordinar. O italiancă la New York. Eu în interiorul dictatorii woke. Sunt albă și trebuie să-mi cer scuze, deși nu sunt rasistă. Și vai de tine dacă întrebi de unde ești. Dacă întreabă în America. O italiancă de 42 de ani din Veneto își face masterul la Universitatea Columbia. Cursuri interzise și discriminare sunt dezamăgite. Am 42 de ani, am ajuns din Veneto la New York în 2009 și m-am îndrăgostit imediat de el. Trebuia să stau câteva luni de stagiu. Încă sunt aici. Astăzi însă mă străduiesc să-l recunosc. În Italia mă consider progresistă, chiar radicală. În New York, acum trebuie să-mi cer scuze constant pentru că sunt albă. Prin urmare, privilegiată și incapabilă de a înțelege minoritățile etnice. Sunt catalogată ca fiind de partea asupritorilor. Îmi petrec timpul mergând pe coș de ouă, respectând regulile culturii woke. Orice spun sau fac poate fi condamnat ca o microinfracțiune care vizează afroamericani sau latinoamericani. Da, așa este. Dar să știi că teroarea aceasta... Articolul este foarte lung și spune că participă și cere de fiecare dată scuze. La fiecare două săptămâni o persoană albă ca mine trebuie să participe la o întâlnire de responsabilitate albă. Da, de responsabilizare albă. Două ore cu o persoană care ne pune întrebări pentru a ne face să recunoaștem agresiunile față de negri și să ne ceară să ne pocăim. Da, așa este. Deci pentru cine vrea la New York să... Da, sunt ședințele de reeducare comunistă. Da. De tip SNSPA, pardon, Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu comunist, Ștefan Gheorghiu din epoca comunistă, de rit vechi, așa, sunt ședințele de reeducare comunistă, în care fiii de burghezi erau frecați la cap. Este maoismul, este un maoism cultural, să știi că SUA este plină de așa ceva. De altfel, de aceea SUA și-a pierdut seva energiei intelectuale și de ce... Plecând de la aceste aberații... Sunt aberații. Deci, eu țin minte că eram la Washington și o analfabetă de asta cu școala populară de artă făcută, cum zicem noi, de community colleges. Sunt, de fapt, școlile populare de artă. Știi că Ceaușescu, că era nebunică toată lumea să facă actor și regizor, le-a făcut școli populare de artă, măcar să... E adevărat că au ieșit niște nume mai de acolo. Erau și unii care... Mi se pare că Marina Scupra, dacă nu mă înșel, de acolo a ieșit. Au fost mulți care au trecut. O clipă că e important nu de înțeles nimic. Fenomenul. Și în Statele Unite au născut aceste community colleges, colegii comunitare, care sunt pentru minoritățile, în special rasiale, dar acum au devenit și minoritățile sexuale, care sunt incapabile să treacă școala, să treacă anul, să treacă examen într-un colegiu normal. Și atunci li se dă această școală populară de artă. America s-a umplut de acești indivizi, care astăzi au devenit activiști ai Partidului Comunist Woke și care inventează și au inventat dictatura ideologică a superiorității albe. Pentru simplu motiv că ești născut alb, ai privilegii. Eu jur că atunci când eram în Statele Unite, la un moment dat a venit una la mine, o activiță de asta, o analfabetă de asta. Funcțional, da? Nici măcar funcțional. Okay. Și zice, trebuie să facem și la dumneata în departament. Eu aveam în acel moment, nu am să spun cifra exactă, dar cazul. Vorbeam de mii de subaltern. Mii. Trebuie să facem ședințe în care voi albi trebuie să vă recunoașteți vinurile. Și mă uit la ea și zic, cu coană, eu sunt din România. Zic, e adevărat că România e o țară săracă. Citeam în ochii ei că nu vedea harta. Nu-și imagina unde e România. Adică nu știa că este Europa. Ea nu învăța în analfabetismul ei democratic de Bruxelles, de Washington, pardon, nu de Bruxelles, că așa. Și acolo sunt la fel în Bruxelles, la fel de analfabeți. Ea nu știa că există Europa, că există Estul Europei. Zic, mă, fată, uite care e chestia. Zic, până când România mea va deveni bogată, adică va jefui cum ați jefuit voi în ultimii 200 de ani,
Zic, nu. Și ea se uită la mine și nervoasă, scăpăra de... Și îmi spune, deci faza este absolut reală. Îmi spune, zice, și voi n-ați avut sclavi? Zic, mă, fata, aici e problema. Țara românească a fost e atât de săracă că n-a avut sclavi. Că dacă avea sclavi, eram și noi ca voi. Și eu nu mai ajungeam aici să vină una ca tine să-mi spună că trebuie să fac reeducare comunistă. Până când nu a ajuns, nu este nicio glumă la secretarul de stat cu plângerea. Deci m-au luat toți, am trecut prin vreo 7 comisii și ne-am spus ce vă spun și astăzi. Le-am spus lor. România e săracă că n-a avut sclavi, că n-a furat ca Statele Unite, ca Franța, ca Germania, că n-a avut imperii, ca Spania, ca Portugalia. Zic, n-a omorât Imperiul Inca, cum a omorât un nenorocit de sifilitic din Spania. Zic, deci, că cu sifilus i-a omorât și cu TBC-ul. Zic, deci, România e de-aia e săracă. Și noi nu avem negri în nu avem minorități. Zic, avem minorități sexuale, este adevărat, dar sunt foarte puține. Și e bine că sunt, bine că noi am fost foarte toleranți la problema aceasta. Omule, nu s-a lăsat, a cerut audiență la secretarul de stat să spună cum albul ăla a insultat-o. E adevărat că la mine în departament, cât am fost eu, n-a existat reeducare de tip SNSP, că am zis-o din nou, de tip UOC. Dar este adevărat că presiunile erau enorme. Erau enorme. Distrugerea Americii se face prin woke, dictatura ideologică, așa cum distrugerea României s-a făcut prin Iohannis și talibanii pro-europeni, care astăzi vântură în toată presa românească ce tare candidat la NATO avem. Este o mârșăvie. Acest individ n-a fost în stare decât să ne declare, când se știe că vila aia de 10 milioane pentru el, și eu n-am cerut nicio vilă. Nu, băi, întrebarea nu era dacă ai cerut sau nu. Întrebarea este pentru cine se pregătește pentru vila. Cine? Asta mă întrebați pe mine? Nu, asta e întrebarea. Păi nu, pentru el. Iar pentru el, el trebuie să răspundă clar. Nu se pregătește pentru mine. Și eu vă demonstrez, după ce nu voi mai fi președinte, că eu mi-au consoarta și mă mut în vila mea de lux din Sibiu, că mi-am făcut-o în ultimii 10 ani de lux, dar eu nu admit... Șeful, dar era vreo îndoială că vila e făcută... Păi n-ai văzut declarațiile de mincinos woke și bruxelez al lui Iohannis? Primul care a mințit, a fost Ciucă. Ciucă, care a zis că lui nu s-a... Păi da. Care? Da. Cum adică? Da. Nu, ideea e alta. Vă rog să vă liniștiți. Da, eu m-am liniștit, nu, eu sunt foarte liniștit. Dar de ce nu vă merge aerul condiționat? Nu, dar nu mai avem de aer, că dacă spunem de America și de asta, am spus că ne taie aerul. Da. Aici lucrurile sunt atât de clare. Da. Și chestia care mă scoate din sărite, din minți, e că ne iau de proști. Da, ne iau de proști. Adică tu, statul român, bagi 9 milioane de euro într-o casă. Da. Hai să zicem vilă, că nu e palat. Nu, e vilă, e vilă. Eu știu bine casa. Casă și eu știu că... Da, știu foarte bine casa. Trec pe acolo în următorii... Parterul, de exemplu, nu mai impresionat deloc. În următorii 20 de ani, era să zic, am trecut. Exact. În ultimii 20 de ani am trecut în fiecare zi pe strada aia. Eu am trecut din 92 în vila. Bine, dumneavoastră aveți și o vârstă. Mă rog, și o pregătire și o experiență. Nu, dar în vila aia știu... Da, știu și eu PNL-ul, de când eram reporter din anii 90. Știu de 35 ani, zic că în 20 de ani treceam în fiecare zi. Fiecare zi pe acolo. Doamne, ideea asta de a ne lua de proști și de a răspunde ca în filmele cu proști. Adică întrebi la Cotroceni, președintele n-a solicitat nicio casă. Păi nici n-are dreptul să solicite. Nici n-are dreptul să solicite. Pentru că este președinte în funcție. Exact. El poate să facă asta acolo. Da. Și toată secretomania asta mincinoasă de la un cap la altul, când e clar că pentru acea se casă este, se pregătește pentru el, nu pentru noi doi. Da. Din păcate, puteam și noi. Păi luăm dar, etajul, șeful, îți dădeam parterul, șeful, dar eu vreau etajul. Cum ziceau ăștia, s-a desconspirat. Știți de ce? Nu știu. Că acum la NATO, el va fi șef NATO și au pregătit un birou, că altfel dacă el ești plecat de acolo, la ce-i trebuia birou? Acum fiind la NATO și se gândește că e la NATO, s-a deconspirat că este vila pentru el. Ultima întrebare, uite și voiam de mult să vă întreb și chiar în particular. Dom'le, ce înseamnă, în general, dar mai ales pentru România, această prietenie a lui Trump cu Orban? Eu cred că este foarte interesantă, pentru că părerea mea este că vizita lui Orban, de acum 3 zile când a fost, da, și-a mai fost trecută, acum câteva luni, nu, dar da, e clar, ultima, da, da. Ultima, eu cred că acolo este un culoar de comunicare. Și am să vă spun un lucru, este un culoar de comunicare care nu ține de Rusia. Părerea mea este că prin Orban, și aici o dau în exclusivitate pentru că eu știu anumite lucruri din zona respectivă,
Și o să-mi dați dreptate să păstrați, Ana, să păstrezi emisiunea banda, asta, da. Banda. Părerea mea este că Republica Populară Chineză discută cu Trump prin Orban pe anumite aspecte. Nu pe aspectele care le interesează, care interesează SUA și Rusia, adică Bering, Chuki, stânga puțin, acum pun harta în minte, stânga puțin în sus, Arctica și jos Pacificul, unde se întâlnă cei trei mari și unde va fi viitorul culoare economic. Părerea mea este că în acest moment China discută cu Orban, discută prin Orban cu Trump, pe teme est-europene și centrale europene. Părerea mea că China a făcut același joc pe care l-a făcut URSS și a fost genial. URSS a împărțit Europa în trei fâșii. Estul Europei care era al lui, est-est, est și sud-est. Că la un moment dat românii erau supărați, Daicoviciu, bătrânul, Dumnezeu să-l ierte, tatăl istoricului Daicoviciu, arheologul, marele, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, marele, așa. Era supărat și a protestat la Moscova, a protestat la Congresul Arheologilor de la Moscova, care a avut loc prin anii 60, că România era considerată sud-estul Europei. Nu, România, nefiind sud-estul Europei, intra în transpațiu, dar rușii ne dăduseră în jos. Ne mutaseră. După aia aveai est-centrul european, Polonia, Austria, Ungaria, Iugoslavia, te duceai spre sud-est. Și după aceea aveai vestul, sud-vest. Care aici... Sud-vest, da, pardon, am zis sud-est, da. pardon. Bine, ai prins-o bine? Că nu, la geografie am avut o profesoră. Nu, dar mă consideră lumea prost după aceea, analfabet. Și după aceea, vitezei, vă rog. Da, și după aceea aveai partea de vest, dar vestul nu începea, cum susțin analfabeții de astăzi, de talibani de la Bruxelles. Și această prietenie nu e împotriva României? Este împotriva României. Drama este alta. Citam o informație astăzi, care mie mi-a dat fiori. Pe străzile Ungariei, unde se află în orașele și așezările ungare, unde se află comunități de chinezi, Orban a acceptat și ministrul apărării chinez a acceptat, ministrul securității, ca să existe patrule mixte de există poliție. Există și în România. Ungaro-chineze. Există și în România unde? Un fel de poliții. Păi aici, în comunitățile Păi nu, dar este chineze. Ilegal pentru că n-ai voie. Poliția nu, nu există poliție. Nu se poate poliția. Face cu acordul. Da, e, nu, e nu, la limita aici legii. Este, nu, nu, nu. Aici este, aici este garanție de securitate. Atenție. Am înțeles. O ultimă întrebare. Deci, nu mai întrebarea avem. Fundamentală este cu ce a garantat... Mă lasă să întreb. Da, nimic. Nu te las. Întrebarea mea este ce a garantat, ce securitate a garantat China Ungariei. Și asta trebuie să-i fie lui acest individ de să la NATO. Nu știu la cine vă referiți. Trebuie acest individ n-ajunge care îl cheamă Iohannis. Stați liniștit. Ajunge sau nu ajunge la NATO? N-ajunge, domnule. Păi, da, ce, păi da. Știți ce înseamnă? Și ca să concluzionez aici. Păi dacă ăsta e acceptat la NATO, înseamnă că americanii, da, asta vreau să aud. Da, înseamnă că americanii s-au lăsat pârliți de ruși. Am să vă spun un singur lucru. Este Rute cel ales de americani. Și asta demonstrează, mai țineți minte când eu la emisiune am spus aici în acest studio că neintrarea României în Schengen nu este decisă de către nimeni altcineva, de către Washington și Moscova. Mai țineți minte? Rute este dovada. Cine este cel mai mare dușman al Ungariei? Al Rute, Poloniei? Rute și al României. O ultimă întrebare într-un minut. Tezaurul nostru de la Moscova, îl vom primi vreodată? Nu, ăla e prințul Valah. Prințul Valah a dat în populism. Rareș Bogdan. Haideți, lăsați-mă cu Rareș Bogdan, prințul El Valah. El este la baza ideii. Da, dar lăsați-mă cu prințul niciodată. Valah. Asta atâta e... timp cât nu se... Dar nu e ci prințul Valah, de niciodată, da? Da? Rareș Bogdan nu înțelege geopolitica. Atâta timp cât Europa încă nu și-a definit ambiția de a fi ce trebuie să fie. Bun. Nu. Tezaurul va sta acolo. Două întrebări. Domnul Harman, nu mai avem timp. Tezaurul nu mai există fizic. Da. Și asta da, interesant. Alte două întrebări. Puteți să-mi explicați și mie, din punct de vedere, nu știu cum să zic, uman, da, cum ne-au băgat Rareș Bogdan și cu Ciucă o noapte în Schengen și a doua zi am ieșit? Ce a fost în capul lor să anunțe și să și mintă că au votat și austrieci și de fapt aia s-a obținut și că gata, sunt în Schengen. Restul și a venit ăsta, Nehammer, a doua zi și a zis nein. Care era logica lor? Logica lor este întotdeauna era negocierea de la Congresul PPI. Ei au încercat și au reușit pentru o noapte, ca Mihaela, dragostea mea,
să-l bage pe Ciucă candidat, da. O clipă, să-l bage pe Ciucă candidat la președinție. Păi una e una, alta e alta. Nu, nu, Schengenul dacă ieșea, da. Se arăta că Ciucă este mai bine informat decât Marcel Ciolacu, ceea ce este o minciună. Păi Ciucă nu știe niciun sfert din ceea absolut, ce știe dar, Marcel nu, dar, Ciolacu. De ce să spui asta? Și vă spun a sigur. A venit Nehammer a doua zi și le-a dat cu... Da, da i-a dat cu bâta în tablul Iohannis. Le-a dat peste ochi. Da. O ultimă întrebare, vă rog. Care o să vă... Vă încheie, cum zice, vă o să vă închidă. Dom'le, noi de ce avem alegeri prezidențiale în septembrie? Nu știu, trebuia să le avem în decembrie. Păi dumneavoastră care știți pe toată, nu știți la o întrebare atât de ce? Simplu să răspundeți. Știți de ce? Nu trebuie să răspundeți că nici eu nu știu și mă tot întreb de ce. Iohannis crede cu adevărat că ajunge șef în Europa. Păi nu, dar a spus că el nu pleacă, nu-și părăsește. Păi n-are cum să nu părăsească. Nu pleacă cu o zi înainte dacă de ajunge mandat. Șef al seamnă Comisiei, că a mințit. Al, a fost al Consiliului European. Omul spectacol, omul orchestră HD Harman. Ne revedem. Mulțumesc mult. Ne revedem mâine cu Marele Jack, Ion Cristoiu, orele 20. Cristoiu. Țineți aproape. Așa e. Mare.